Vă prezentăm o altă secție a Spitalului Clinic Republican Timofei Moșneaga, colectivul căreia efectuează cu succes unele dintre cele mai dificile intervenții chirurgicale. Este vorba despre secția Chirurgia Toracică. Spectrul de operații realizate de chirurgii toracici este foarte variat. Sigur că operații rezective pulmonare pentru diferite patologii pulmonare chirurgicale, cum ar fi formațiuni de nodul pulmonar, cancere pulmonare, boală bronșoctatică, ce necesită intervenție chirurgicală, emfizemul bulos, pneumotoroxurile care sunt și intervenții care trebuie efectuate în mod urgent. Avem un șir de intervenții chirurgicale care le efectuăm pe mediastin, cum ar fi tumorile de timus, tumorile mediastinului, tumorile esofagului. Operăm mulți pacienți prin metode deja mult mai contemporane, cum ar fi intervențiile chirurgicale videoasistate. Mă refer la rezecțiile pulmonare VATS, popular zis, cu incizii mici. Totodată, specialiștii din cadrul instituției realizează un șir de intervenții chirurgicale laborioase pe esofag. Cei care abordează chirurgia esofagului trebuie să aibă solide cunoștințe în domeniu și o vastă experiență. Una din astfel de operații ar fi plastia de esofag, care a fost recent efectuată unei femei de 70 de ani. Pacienta relatează că, înainte de a fi operată, la modul propriu nu putea mânca. Mâncam și nu zicea mâncarea în stomac. Așa, câteodată putem și eu zile întregi flămândă. Nu înțelegem ce înseamnă asta. Nici apa nu trecea. Dar pe urmă se vivea un moment dat, eu o trecut. Eu atunci mă stăruiam să mănânc ceva ca să mă țin. Simptomele astea, acestea sunt de vreo 5 ani, dar puteți fi o dată în lună. Din primăvara aceasta, asta o îndesit. Și asta m-a îngrijorat. Eu slăbeam din zi în zi, foarte mult am slăbit și am început să mă adresez la medici. M-au operat pe data de 14 septembrie. Acum mă mulțumesc, mâncarea merge bine, poftă de mâncare am, mă simt bine, niciodată temperatură n-am avut. În cazul dat este vorba despre o patologie benignă, cauzată de persistența unei hernii hiatale. Dar când se ajunge la o situație când pacientul suferă de această patologie mulți ani și este un reflux persistent cu arsuri chimice, atunci pacienții aceștia sunt operați la noi secție. Deci, în cazul dat, se efectuează o operație destul de laborioasă, destul de mare, se efectuează o rezecție de esofag și sigur că noi trebuie să înlocuim cu ceva zona aceasta afectată și atunci noi facem o plastie. Noi atunci, de la aceeași persoană, de la pacient, deci preparăm fie un segment, adică 15, 20, 30 de centimetri de intestin subțire și înlocuim segmentul acesta de esofag rezecat cu, de exemplu, intestinul subțire. Deci atunci operația aceasta se numește plastie de esofag, procedeul Merendino. Sau facem un tub din curbura mare a stomacului și ridicăm atunci tubul acesta și facem anastomoză în torace și atunci se primește o plastie de esofag, procedeul Lewis, de exemplu. Sau cu intestinul gros, atunci când suntem nevoiți, să tragem acest intestin până pe zona cervicală, până pe gât. Deci operațiile sunt destul de mari, complicate, durează jur de 7 ore. Un lucru complicat în astfel de intervenții mari este și cel al anesteziologilor. Aceștia și-au îndeplinit cu succes misiunea și în cazul dat. Din punct de vedere anesteziologic, în intervenția dată a fost efectuată anestezie generală. La pacient au fost administrați două analgetice opioide majore. Am fost pregătiți cu componenți sanguini. Pe parcursul intervenției, hemodinamic relativ stabilă, pacienta compensată, echilibru acidobazic respirator compensat, intervenția cu durata anesteziei de 7 ore a decurs fără
careva particularități. Menționăm că pacienta a fost externată la domiciliu și urmează recomandările medicilor.